Sfântul Biserii care e acolo. Și am intervenit aici să spun, pentru că în vedenie spunea lucrurile ușoare să fie date la o parte. Fratele care a dat îndemn pentru rugăciune, a umplerii cu Duhul Sfânt, a citit din Ieremia, capitolul 33, versetul 3, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Vreau să vă spun că până am avut visul acela, eu când citeam versetul acesta, mă gândeam la lucruri extraordinare, lucruri mari, așa cum scrie aici, minuni pe care Dumnezeu să le facă, să ne descopere, să le facă prin biserică. Însă după ce am avut visul acela, mi-am dat seama că înainte ca Domnul să ne arate lucruri mari, El vrea să ne convingă, să ne descopere lucrurile din interiorul nostru, din ființa noastră, de care noi nu suntem conștienți, lucruri care pătează, lucruri care nu-i plac Domnului și nu ne dăm seama că sunt acolo. Cum a fost visul acesta? Era o albie prin care cursese un râu. Poate că, fratele Daniel va cânta cântarea aceea, cea chipătura în fără tine, Mântuitorul meu iubit. Aș fi o albie uscată pe unde a curs un râu odată. Așa era în vis o albie. Era cu pietre, mi-a urmat impresia că e curată albia. Dar la un moment dat a venit, a început să curgă ușor, ușor, puțin apă. În albia aceea era un loc unde cârpa era amenajat pentru botez. Și în locul acela a început să crească încet, încet apa și a venit de două ori. Un far mai puternic s-a umplut mai repede. Iar când s-a umplut locul acela, am văzut că apa aceea a scos de pietre lucruri ușoare, cum spunea frate, lucruri care le-au ridicat apa deasupra, eu nu știam că sunt printre pietre. Însă apa când a venit, a început să aducă murdăria deasupra. Și când a fost apa plină, plin de apă la acel loc, dar deasupra erau murdăriile acele ușoare, am văzut o mână cu o mătură mână care a dat deoparte în timpul murdăriile acelea. Și a rămas apa curată. Știți, Duhul Sfânt când vine la adunare, prima dată convinge lumea prin ce privește păcatul. Și da Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne convingă pe fiecare. Dacă n-ai și nimeni la mărturisire, dacă n-ai